Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din The Crew 2. Ei bine, a avut loc un update destul de mare, undeva la 5 giga a avut și trebuia să vă mai prezint eu niște mașini care s-au adăugat noi, dar am zis, bă, ok, vine update mare, prezentăm atunci. S-a băgat un nou tip de vehicul, cum era ăla de pe Samp, care mergea și pe pământ și pe apă și pe chestii șmecher. Nu știu cum se numește, o să vedem imediat. Avem aici Alfa Romeo Giulia. Destul de șmecheră mașina. Deci e super tare, s-a adăugat nouă. Am primit-o cam versiunea deluxe și ceva de genul. Cam așa arată exterior și interiorul așa, deci arată foarte bine. Și nu știu de ce îmi dă o impresie de interior de Volkswagen, cum e la golfurile alea mai sport GTI, cred, ceva de genul, nu știu de ce îmi dă impresia, dar îmi dă impresia, habar n-am. Oricum arată super bine, avem și pe aici niște chestiuțe. Haideți să vedem și, inițial venea cred că cu vreo 500 de cai și am dus-o la 658. Deci asta fiind prima chestie, s-a mai băgat și o motocicletă nouă. Aceasta, Brutal Dragster 800... RR are 140 de cai, ceea ce e destul de multicel. Uite, putem să o ducem, cred că pe la un 200 o ridicăm. N-am, mai mult chiar, e mai bun și evacuare. 230 de cai, cauciucuri de astea am. Trebuie să mai fac curse, că nu mai am piese să bag în ele, mă băieți. Deci, 230 de cai, destul de ca lumea. Haideți să o vedem și pe asta. Și mai avem, mamă, ce evacuare are. E interesantă. O, îmi plac oglinzile. Șmechere rău. Haideți să o ducem să vedem dacă putem să o modificăm, să-i punem chestii pe ea. La mașină, uite, nu m-am gândit, dar mașina arată deja sport, nu prea văd ce aș putea să-i mai fac. Mamă, dar fuge, vreau să zic. Fuge ca lumea tare. Adică e șmecheră. Și mi-a venit și mie volanul de la Logitech. Un site, trebuie să vă anunț de un site ceva. Opa. Haideți să vedem cum se modifică. Prima dată o să luăm... Nu. Ok, vreau să switch vehicle F10. Prima dată, haide să luăm Alfa Romeo. Și să vedem visual parts, hood. Trecem prin ele, nu le și pun. Ok, la faruri schimbă. Scoate elementul cromat de pe bot. Da, e drăguța aia. Asta, uite, asta e cea mai drăguță. Da. Front fender. Poți să-i pui body kit pe mașina asta. Wide body kit, fii atent. Jantele sunt bestiale pe aia. Nu văd ce ai putea să schimbi. Deci e prima mașină care chiar are, fratele, jantele mișto rău de tot. Doar asta să-i faci roșu ca să fie side mirror. 3 avem. Ok. Așa sunt mai drăguțe. Avem. Deci, spoilerul mi se pare genial. Deși parcă îmi place mai mult culoarea ei, știi? 5.000 de bola. Aleu! Wow! Aici e după gustul fiecăruia. Mie îmi place foarte mult asta. Este în evidență, diffuserul ăla și arată genial. Deci îmi place în oricum arată. Și asta arată bine, e și mai joasă puțin. Dar asta arată bine, adică îmi place cum e carbon cu alea așa. Și asta, ok. Și interior color, hai să facem tot cu roșu. Sau doar cusăturile roșii. Alcantara.
Da. Și inserțiile, din păcate, nu putem să le schimbăm. Bun, deci cam așa arată mașina. Singura chestie pe care... e culoare... Wow! Uite, asta e un gri frumos pe ea. Singura chestie să-i pui un roșu de ăsta mai așa. Mai ceva în genul ăsta. Așa să zicem. Deci așa arată... Oare are pentru ea, exclusiv pentru ea? Nu, asta e pentru toate. Top. Asta mi se pare că e doar pentru ea. Sau nu știu exact. Plafonul negru. Bă, arată bine cu chestia asta. Arată... Ai, pune și număr, fii atent în față. Bă, ok, asta n-am văzut-o. Aici dacă vrem doar plafonul negru. Oh. Deci arată bine, arată bine cu chestia aia și numărul, e interesant. Dar o să rămânem doar plafon negru. Așa. Haideți să modificăm acum și motocicleta. Opa. Și după vă mai prezint eu niște mașini, pe alea nu o să le modificăm, nu am ce modifica la ele, una e de teren și alta mai știu eu ce. Bă, hai să vedem, nu, bă frate, bă, ce am apăsat. Așa, hai să vedem ce putem front. Carbon, mai drăguță asta de față, 2000, băi frate. Carbon. A, da mă, așa da, monopost, frumos. Arată mai bine, plus că... A, o faci de circuit, frate, mai mult. Pentru că i-a scos semnalizări, i-a scos mai tot. S-a... Altceva, știi ce zic? Uite-o pe asta. Și asta e șmecheră. Dar asta... Asta nu. Asta, fratele meu. Plus că scoate și scărița. De la pasager. Ce facem asta? Deci, pe 1 ai frumos negru, pe 2 ai așa și pe 3 ai... Ok, cred că 1 e cel mai bun. Da, mă. Frumos, ia, hai să vedem dacă... Ia vine tot roșie. Galben. Dar are elemente roșii pe care nu le poți schimba, observați. Deci are niște elemente roșii pe care nu le poți schimba. Așa, hai să vedem cu ea cum este și scoatem și aia. Oricum arată mai decent, i-am scos și o grinzi și... S-aude și frumos tare și îmi place că e scurtă. Cred că asta scoate cele mai mari flăcări. Acum mai văd jantele cum sunt spițate, frate, și șmechere rău astea. Și are bascula pe singură parte, pe spate. Ca lumea. Nu, de ce? E șmecheră motocicleta, arată bine. Și e drăguță, e așa micuță, știi? Micuță, micuță, dar are cai de rupe. 230 de cai pe motocicletă, e mult. E foarte mult. Și asta 800 RR, cum ar fi, are motor de 800. Na. Și ca lumea. E nasol că nu poți să faci drifturi cu motocicletele în jocul ăsta. Derapezi pe aici și să înceapă să derapeze aia, șmecher. Și mai ridică pe o roată la viteza asta? Nu. Pare rău, frate. Cred că la 100-120, în a doua o ridică. În a treia...
În a treia nu mai ridică pe o roată, dar dacă îi dau nos și a treia... Nope. Deci nu o ridică nici așa. Haideți să vedem și mașina acum cum arată. După ce am pus white body kit și culoarea aia mai șmecheră. Frumos. Dar îmi dă impresia ceva BMW, nu știu. Seria 2? Îmi dă așa, parcă are forma aia. Bambeu. Oricum arată excepțional. Și botul parcă îți dă așa o impresie de BMW. Spatele, eh. Dar lateralul și fața, fratele meu. Dacă i-a arăt unul și nu știe de mașini, zice că ăla-i. Se aude și frumos. Se aude frumos tare. Bordură, cine te-a pus în drum? Haideți să... Deci arată... Arată bine. Arată super bine. Haideți să vedem acum chestiile alea de s-au băgat acum noi. Mi-au băgat în felul următor. Asta am cumpărat-o eu, mi se pare șmecheră mașina. 16. Au băgat Ariel na Nomad. E mașină de... Dirt. Ar trebui să fugă totuși. Nu neapărat să fugă, să prindă rapid. E stock. Nu știu câți cai are, nu m-am uitat. Da, aparent e mai... E mai înceată. E mai încetuță, cred că are undeva la 200 de cai maxim. 230. De fapt, nu neapărat 230. N-am piese pentru chestiile astea. Caii realții arată după ce pui suspensie sau ceva, acum nu știu care-i treaba. Mai avem o dată, cred că astea-s bărci noi, nu știu, mai avem chestia asta, frate. Proto XK Armored. Uitați-vă cum arată chestia asta. Nu știu din ce categorie face parte. HT. Habar n-am ce-i chestia asta, HT. Dar... Uitați! Fii atent! Se umflă când... Se umflă, fii atent! Ce tare e chestia asta! Băi, și uite că fuge, adică la modul... Îi dă blană! Asta merge la fel pe orice suprafață. Deci pe orice suprafață asta trebuie să aibă aceeași viteză. Cred că mai puțin pe apă. Da, deci nu contează nici pe asfalt. Pe apă ar trebui puțin, puțin mai încet. Da, n-are nicio treabă și pe apă. Băi, cât de tare e! Hai să vedem first person-ul. Interesant. Am doar jumătate de geam. Oare putem să băgăm modificări în asta? Ce ziceți? Mergem să vedem. Bă, dar arată... Arată bine, rău de tot. Haideți să vedem dacă putem să băgăm niște modificări la modul vizuale și chestii. Travel. Enter. Acum e acum. Switch. Select. 210 cai. Visual parts, nope. Nu mă lasă absolut nimic. Mă lasă doar să-i schimb culoarea ei. Asta e un fel de crom, nu? Da, e un fel de crom. Deci cred că aș putea să-i pun eu crom direct. Da, e crom ăla. Fac așa, arată bine. Deci la vizuale nu putem să-i punem nimic. Livrări-uri. Creca. Deci poți să... Heineken era? E de bere, da, da. Deci dacă vrei poți să-ți schimbi astea cu altele mai drăguțe. Uite, e mișto. Ok.
simplă. Deci, unele sunt făcute, uite, asta e făcută tare, iară. Dar asta e interesantă, bine, și asta e interesantă, îți dai seama. Deci, nu putem să-i facem nimic. Da, nu o să pun pe asta, că mi se pune ca favorită de ground sau nu știu de ce mi se pune. În schimb, o să punem ca favorită de ground H2-ul. Punem H2-ul. Deci sunt destul de șmechere chestiile astea. Haideți să o luăm pe aia să ne mai jucăm cu ea, că până la urmă aia ne interesează mai mult. Aici. Și cred că sunt și curse. Haideți să ne uităm. Map. Deci asta e clasa HT. Nu știu cum ar trebui să arate chestiile alea. Hovercraft. Travel to. Hai să facem și o cursă de hovercraft. Vine, probabil te bagă și pe de la și pe de la, știi? Eu recomandat. Lasă-mă că mă descurc, stai că am zis acolo că eu am 42 din 50. Nu, no, problemă. E greu pe viraj, vreau să zic că e foarte greu, trebuie să te obișnuiești cu ea cât să-i dai. Pentru că tu, până la urmă, nu ai niște roți să te țină acolo. Te duci. Și dacă observați, sunt două tipuri. Cum e al meu, caucicul la neted și cum au băieții așa, bam. Cu liniuțe. Gen cu asta faci foarte mult drift. Și a tipului din față e super ascuțită în bot. E super ascuțită în bot. Și cred că o să poți să-ți cumperi și altele, că văd că sunt diferite unele. Adică arată mult mai bine, mai ascuțite, mai șmechere. Bă, da, se duce unde vrea chestia asta, nu pot să o controlez eu. Na. E greu. E super greu până te înveți cu ea. Hai că l-am luat. Bă, dar și ăștia pun numai curse de-astea în curbă, frate. Hai, lasă-o, mă. Zici că intenționat au făcut-o. Bine, intenționat au făcut-o. Dar asta chiar e grea. E foarte grea. Uite pe Miguel în față, băieții. Miguel. Intră frumos cu drift. Uite pe ăla de pe 4 are aia mișto tare. Mersi copac că m-ai oprit, că mă duceam. Deci vreau să vă zic că e greu, frate. Ok? Este super greu. Trebuie să lucrez cu accelerația, cred că. Pentru că, până la urmă, pe tine te împinge chestia aia. Da, trebuie să mă învăț să lucrez cu ea, că n-am nici cea mai mică șansă. Ce mai o scurte și eu aici și tot n-ajung. Bă, parcă ăștia se duc prea repede, frate. Și pe drum drept. E bine că nu m-am atins și eu. Dacă intru din exterior pe interior, oare e ceva? E ceva, e mai bine, da. Hai că mă învăț, încet, încet mă învăț cu ea, mă, băieți. Dă-te de aici, băi, hârciogule. Dă-te, băi, de aici. Mamă, picam pe Jasmine. Deci încet, încet îi dau de cap, e bine. E bine tare de tot. Hapa. Uite, asta nu-i bun. Mă, ce mi-a făcut. Checkpoint mist. Fai, am făcut o bombă.
Nu mai are rost să-i dau cancel sau retry, trebuie să găsesc una mai ușoară. De-aia e că e greu. Ce-i drept, e greu. Iată, am și cursa asta, 8 din 8. Uite-l pe Jasmine. Top 3, ce top 3, mă, băiatule, mă, n-auzi că e greu, frate. Hai să căutăm o cursă mai ușoară, că asta e prea grea, băi. Adică chiar e urâtă, că te pune, uite, să te învârți acolo, de zici că ce e aia. Și presupun că astea de hover se găsesc numai în lacuri de genul. Da, frate, păi logic, să-ți dea și ție una normală. Uite asta, că e un lac mai mare, parcă. Recomandat 20, păi eu cred că m-am dus la cea mai grea, mă scuzați. Deci eu cred că efectiv m-am dus la cea mai grea. Dă-o pe asta să o farmez. Să-mi iau pese mai bune. Uite, frate, 20 recomandat. Sunt pe bine de data asta. Cred că era cea mai grea care o puteai lua. Aia, frumos, aici mai e și uscat, cred că și... Da, 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 mai e și uscat. Ure, am uitat că trebuie să ajung pe ăla. Atât. Chiar sunt curios, în realitate, n-am văzut niciodată o de asta și chiar aș fi curios cum funcționează. Oare nu se tocește chestia aia? Nu se zgârie în timp? Adică presupun că poți să mergi un anumit... ăsta, anumit kilometri cu... că se tocește. Sau nu știu, habar n-am. No! De ce am vrut eu să iau pe acolo? Nu știu! Tell me you're not gonna hover there. Cum te dai înapoi în joc ăsta? Habar n-am, recuperăm. Am asta dublă față de ei, mă țineam eu după aia care erau puțin mai așa, dar... A trebuit să... S-a băguit chestia aia. Nu trebuie să intru chiar în el. Da, mă, uite, mă, îți dă și frumos pe uscat, mă. Acolo era jale, te învârteai. Continu. Nu puteai să faci nimic. Ați văzut și voi, da? Dar asta e mai, e mult mai decentă, mă, ușoară. Ia, uite, deja am ajuns. 4! L-am aruncat pe săracu, se vedea pe mapă unde a ajuns. Intrăm pe aici. Mamă, unde-i primul? Bine, trebuie să ies în primii 3, dacă știi ce. Frumos, frumos. First person, cum ar fi? N-ai ști unde ajungi, totuși, cu first person. Ba nu, e mai ușor. E mult mai ușor. Ia uite ce m-au depășit ăștia, bă. Geronimo! M-a întors pentru viraj. Cred că îl depășim și pe tipul ăsta, mai avem o tură. Sau nu? Sau nu cred că îl depășesc. Dar mă ajung ăștia, nu știu de ce am top speed-ul mic. E aiurea. E aiurea grav de tot că mă ajung tipii ăștia. Bine, îi depășesc eu. Pe de-astea. Ei pe viraje, iau pe Rafael pe primul loc. Pe viraje se apropie extrem de mult de mine. Uite-l pe ăla. Mamă, cât de urât l-am luat pe ăsta. Man, that bumping looks like fun. Fix la final, mă, fix la final, mă, Marinica, mă. Du-te, tare, du-te! Dă-i! Trebuie să-l depășesc pe ăsta ca să câștig. Nu pot să-l depășesc pe virajul ăsta. Ba da, ba da, ba da, ba da. Nu, 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 nu. Pleacă, 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 pleacă de aici. Pe 3, pe 3, pe 3, pe 3, pe 3. Pe 3 am zis, pe 3, pe 3. Hai pe 2, hai pe 2. Fu, am ieșit pe 2.
fost la limită, la limită, rău de tot cu tipul ăla acolo. La 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 la. Ca lumea, mă, băieți. Uuu, fii atent că mi-a dat deja și una roșie. Ecu, Traddles. Traddles? Asta e pentru ele, cred că merge. Uuu, da, ele n-au cauciucuri. De fapt, da. Deci ea normal are... ca ăștia, 339... spin rate. Asta cred că se referă la... nu. Motor core-ul nu mai știu nimic. Nu dă nimic în plus Traddle-ul. Traddles. Habar n-am. Ceva. Ce-s astea? Ok. Lama. Ok. Evacuare și asta e gearbox. Da, mă băieți, cam atât cu episodul acesta. Interesantă chestiuța. Noi ne vedem data viitoare. Baftă! Pa, bam!